Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a organizat duminică 20 martie ample manifestări legate de Duminica Ortodoxiei, la care s-au făcut eforturi organizatorice majore. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înalt preasfințitul Ioachim Băcăuanu, a binecuvântat miile de credincioși aflați în piața Roman Vodă, în special elevi din școlile municipiului și credincioși de la bisericile din zona Romanului și Bacăului. Protopopul de Roman, preotul Dragoș Munteanu, a subliniat eforturile organizatorice majore în vederea pregătirii Duminicii Ortodoxiei. Au participat peste 800 de preoți din toate cele 6 protopopiate, dar și mii de credincioși din Roman și Bacău. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Cer trimite harul dătătorule de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe noi oamenii și ca un îndurat ne-ai trimis milosivirea Ta și iubirea Ta la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur ca și te rog netrebnici. Cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacele care au fost revărsate asupra robilor Tăi, asupra noastră și asupra apei acestea. Preotul protopop a subliniat lungimea coloanei de credincioși care a participat la procesiunea din Duminica Ortodoxiei, foarte mulți dintre aceștia fiind îmbrăcați în costume naționale românești. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi, iată, Duminica Ortodoxiei, 20 martie, am primit în primul rând darul lui Dumnezeu această vreme superbă, drept pentru care și romașcanii au participat cu inima deschisă. După cum știm, duminica prima din postul Paștilor este consemnată de către Sfântul Sinod din al VII-lea Ecumenic ca fiind duminica care face aducerea minte a izbândei împotriva iconoclasmului. Anul acesta putem să spunem că am avut o participare mai numeroasă. În primul rând aș vrea să evidențiez prezența preoților din toate protopopiatele Arhiepiscopiei, care nu cu tot cu Romanul sunt 6 protopopiate. Aceștia nu au venit singuri, doar protopopii și preoții au venit însoțiți și de copii care la rândul lor au purtat în mâini icoane făcute de aceștia. Ca de obicei, am făcut slujba de tedeum, de mulțumire în centru, de binecuvântare, de sfințire a icoanelor. Organizatorii au fost mulțumiți că de la an la an, credincioșii din protopopiatele Arhiepiscopiei participă într-un număr de-a dreptul impresionant la astfel de manifestări religioase care dovedesc faptul că românii sunt un popor credincios cu frica lui Dumnezeu. Decizia de organizare în stradă a unor astfel de manifestări face parte din tactica Bisericii Ortodoxe Române de a scoate biserica dintre zidurile acesteia și a o apropia de oameni. Un amplu material despre manifestările din Duminica Ortodoxiei veți putea urmări începând de luni 21 martie la postul de televiziune Roman 24 online. Am plecat în procesiune. O procesiune care, zic eu, depășește 2 km. Sunt sute, putem să spunem mii de oameni care au venit în această duminică frumoasă să-și arate dragostea și evlavia față de icoane. Părinte, este vreodată o schimbare a tactice Bisericii Ortodoxe de a coborâ cu biserica în stradă, în loc să rămână
am spus că toate evenimentele pe care le vom desfășura social, filantropice, culturale, să fie în mijlocul copiilor și a elevilor. Și iată răspunsul. Este acesta un răspuns la acea campanie care a fost scoaterea religiei din școli, adică această nouă tactică a bisericii? Nu este o nouă tactică, dar românul se spune de fiecare dată că este mai blajin. Dar atunci când este scormonit și este încercat, mai ales la rădăcină, acolo unde se regăsește credința, ripostează. Începând acum în urmă 2 ani de zile la inițiativa Înalt Preasfințitului, am readus la suprafață IA. Și în fiecare an avem o zi deosebită în care încercăm și îndemnăm copiii, profesorii și chiar preoții să poarte costumul popular.